Bătuți zilnic, lăsați fără mâncare și cazați în condiții mizere, prin asta au trecut doi piloți ucraineni luați captivi de către ruși, eliberați datorită unui schimb de prizonieri. Cei doi le-au povestit jurnaliștilor chinurile prin care au trecut în captivitate și cum au reușit să treacă peste acele momente. Conform Digi24.ro, cei doi piloți ucraineni se întorceau dintr-o misiune pe data de 8 martie, când elicopterul lor și alte două aparate de zbor au fost doborâte de ruși. Grav răniți, dar în viață, au fost duși la spital și au devenit primii piloții de elicopter capturați de armata rusă de la începutul războiului. Mărturiile lor din captivitate sunt tulburătoare. Ni s-a dat doar o cană mică de apă în fiecare zi, cel mai rău lucru pentru mine a fost că nici măcar nu mă puteam spăla pe mâini. Abia în a opta zi mi-au dat un pachet de șervețele umede să mă curăț, le-a spus unul dintre cei doi piloți, jurnaliștilor CNN. Același militar spune că a fost forțat să citească o declarație în fața camerei în care spunea că se simte bine, că e tratat corespunzător și că este împotriva războiului. La un moment dat a fost chiar presat să adopte cetățenia rusă. Am fost avertizat că dacă nu citesc declarația, nu voi primi îngrijiri medicale, iar picioarele mele se vor cangrena și vor fi amputate. M-au întrebat: De ce vrei să te întorci în Ucraina? Uite cât de mare și de puternică este Rusia. Există o mulțime de oportunități aici. Timp de aproape două săptămâni, cei doi piloți nu s-au putut mișca, țintuiți la pat de rănile suferite. Spun că au fost interogați în fiecare zi despre pozițiile militare ucrainene, câți ruși au ucis și locul în care sunt laboratoarele biologice ale Chievului. La un moment dat, unul dintre ei a încercat să-i câștige bunăvoința unei femei care îi păzea, relatează Digi24.ro.